Ce e fericirea? Bucuria sufletului. În momentul în care sunt oameni care pun presiune pe tine, tu nu mai îți asculți sufletul. Tristețea, depresia, anxietatea înseamnă o deconectare de la Dumnezeu. Ce lecție nu ți-ai învățat-o, ți se repetă cu 10 parteneri, se schimbă doar partenerul, dar lecția rămâne. Cum lucrăm cu vulnerabilitatea? Cred că etapele astea de retrogradare aduc cele mai mari vulnerabilități și eclipsele aduc. Sunt cele mai mari etape de vindecare, din punctul meu de vedere. Și momentul în care oamenii își dau jos acea armură, sunt față în față cu sufletul lor și acolo e dovada aia de vulnerabilitate. Primim ce oferim? Aici e nevoie să fie o balanță. Mult timp n-am știut să primesc. Trebuie să-ți dai doza aia zilnică de iubire. Toată lumea întreabă care e menirea mea. Menirea nu e una. Menirea e să faci ceva anume în funcție de hartă. Astrolove cu Lavinia Badea. Un podcast Zunivers. Hello, salutare dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi am o invitată tare faină. Chiar ne amuzam înainte de a începe să filmăm că povestim despre zâne, univers, energie. Se numește Elena Mihaela Popescu, este psiholog, dar și astrolog și o să lăsăm discuția să curgă și sperăm să venim cu răspunsuri poate la întrebările voastre, chiar dacă nu ni le-ați adresat înainte, cu siguranță veți avea revelații în timp ce veți asculta. Bine ai venit! Bună, Lavinia, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și ascultătorilor tăi. Mă bucur că mă aflu aici, îmi place studioul plin de lună, de stele. Păi de asta ne punem la povești, cu zâne, cu energie, cu psihologie și astrologie, fix ce nu că îmi place doar mie, cred că și ție, că până la urmă, uite, și tu ai mers pe calea asta. Și aș vrea să le spunem așa puțin celor care nu te cunosc, cine e dragă Mihaela? Dragă Mihaela! Oh, e o poveste în spate. Ce pot să spun? Sunt om înainte de toate. Și înainte de asta pot să spun că viața mea e o poveste care curge. Cum am cochetat cu astrologia? De mic copil îmi ascultam horoscopul și eram fascinată când la TV auzeam predicții și tot felul de mesaje, da. Dar așa, pe calea aceasta astrologiei, m-am apucat din 2019, când m-am dus să-mi fac prima dată o astrogramă. Am zis, măi, toată lumea își face o astrogramă, hai și eu, eram curioasă. Și mi-am făcut astrogramă și... Astrogramă însemnând hartă natală, karmică natală sau și karmică. Predicții? Nu, natală și karmică. Și în astrograma mea... am descoperit că urma să fiu testată la vârsta de 36 de ani, 37, când se schimba linia de destin. Toți suntem la vârsta asta, da. Și depinde foarte mult de hartă și de case. Și cumva tu ai înțeles de acolo că ai ceva schimbări de făcut, înțeleg eu. Am avut ceva schimbări de făcut, dar cel mai mult m-am confruntat cu frica de moarte. Pentru că erau anumite predicții și tranzite în harta mea care, nu știu, m-au, efectiv, parcă mi-au dat așa un zvâc să fac niște schimbări. Mi s-a activat frica de moarte pentru că acolo aveam și niște predispoziții pentru accidente și am zis, wow, e clar, trebuie să-mi schimb viața. Eram pe calea psihologiei, dar nu știam mai nimic de astrologie și, sincer, astrologia m-am apucat să învăț din frică. Mamă, ce idee ai avut! Da, da. Pot să spun că persoana cu care am făcut la momentul respectiv astrologia, nu mai se află printre noi, Dumnezeu să-l odihnească, îmi spunea în fiecare zi, dacă nu te apuci de treabă, s-ar putea să nu mai fi pe aici, pe pământ. E tragic, știi, adică da, nu, nici da. Viziunea asta așa tragică, că nici nu avem de unde asta. Să știm noi cum se întâmplă până la urmă evenimentele în viața unui, îmi vedem niște predispoziții, dar... Așa e. Dar pentru mine a fost o moarte și o renaștere, pot să spun că a fost așa un declic, să fac ceva. Și înainte să trec prin linia de destin, eu lucram în școală ca și psiholog,
Și Dumnezeu a zis, măi Mihaela, ce tot faci? Stai în școală și mi-a dat COVID din 2 în 2 luni. Nu mă vindecam că iar COVID, nu mă vindecam din nou COVID. Și am început să-mi pun niște semne de întrebare. Ce fac mai departe? De ce încă sunt în locul acesta? La momentul respectiv experimentam rolul de salvator. Uh-huh. Lucrai în școală. Lucram în școală, da. Dar eu simțeam eu așa nevoia să salvez pe toată lumea. Și atunci, normal că era un grad de epuizare maxim și fix înainte să-mi iasă nodul nord, să treacă pe altă linie de destin, m-am hotărât să-mi dau demisia. Ai venit cu un pic de curaj. Da, dar lucrurile s-au întâmplat așa, pe repede înainte. Păi ca să nu ai timp să te gândești că te răzgândești. Ca să nu am timp să mă gândesc, eu am și 2 planete la grad de urgență și atunci... mă fac să ies din zona de confort așa, la maxim și uneori n-am liber arbitru, trebuie să fac și punct. Nu doar tu, da, o veste. Cam toți ajungem în punctele astea. Știi cum e? Dacă noi vrem să facem schimbări de voie, o să le facem de nevoie. Așa e, așa e. Și atunci mi-am dat demisia, m-am mutat din orașul unde eram și m-am relocat în orașul meu natal, unde mi-am deschis cabinetul, dar s-a întâmplat foarte repede. Eu am un principiu, când Dumnezeu vrea, spune și covorul roșu. Deci când e ceva pentru tine, destinul se aliniază. Și atunci mi-am deschis cabinetul, într-o lună totul s-a pus pe calea mea. Uh-huh. Și practic ai făcut schimb și la rolul de salvator, te-ai dus dintr-o altă... Da, poziție. Da, exact. Cumva e mai spre ghidare, așa, și hai să ne mai încărcăm. Așa e, așa e. Și apoi lucrurile s-au așezat din și pentru zona de astrologie pentru tine? Da, au început să se așeze și pe zona de astrologie. Momentan, din nou, sunt la cursurile de astrologie și mi urmez așa, mi aprofundez. Adică nu există săptămână de săptămână, sunt la un curs, că e online, da, că e la sală, nu așa contează. E. Astrologia o studiem a la lung și e firesc pentru că e investiție în primul rând în propria persoană și în propria cunoaștere și apoi dacă vrei să dai mai departe, Doamne ajută. Dacă nu, măcar știi tu ce ai de făcut pentru... Așa e. Pentru tine. Și cum te-a ajutat pe tine până la urmă astrologia? Adică tu decizia aceasta de a face trecerea de la psihologie, psiholog care lucrează într-o școală, ai luat-o cumva și în urma clarității pe care ai primit-o având o discuție cu un astrolog, deși inițial te-ai panicat? Pot să spun că toate lucrurile astea m-au pregătit, a fost ceva dinainte, e un parcurs, ce am învățat eu din toată evoluția asta, parcursa vieții mele, că în momentul în care faci anumite schimbări, lucrurile curg lin, cu cât te încăpățânezi să faci tu și să deții controlul, Dumnezeu îți mai dă câte o lecție. Partea asta de psihologie am început-o la 28 de ani, când s-a întors Saturn, da. Am avut un accident și a fost o trezire a mea și m-am dus și m-am înscris la psihologie. Atunci a fost o etapă foarte interesantă pentru că eu la fel, nu eram pe calea mea și Dumnezeu a zis, iar nu ești pe calea ta, hai întoarce-te. Încăpățânarea noastră nu a produs anumite efecte benefice. Și m-am înscris la psihologie, am urmat o formare în psihoterapie, multe cursuri și ulterior m-am apucat de astrologie. Cred că au fost pași. Nu am putut să mă apuc de astrologie de la început. Deci a fost nevoie de o anumită experiență, de o anumită pregătire. N-aș fi... Știi cum e? Ca psiholog și ca astrolog și ca orice terapeut, dai din cât ești și cât cunoști tu. Da. Una e să fii astrolog la 20 de ani, alta e la 40. Incomparabil, pentru că ai experiența de viață. Da. Știi că-s vorbele din bătrâni și eu când eram mică, mă credeam eu acolo mare, tare, că știu eu mai bine și că fac eu lucrurile. Și toți facem la
o anumită vârstă. E firesc. Lucrăm și cu partea de ego. Dar n-avea cum să se lege nici la tine altfel. Adică trebuia să urmezi pașii ăștia, adică să urmezi procesul ăsta într-un ritm lent, să poți să înțelegi mult mai bine. Cum de altfel s-a întâmplat și la mine. Așa e și pot să spun că sunt un învățăcel în ale astrologiei, pentru că mai am de parcurs cine o cale, are? Da. Dar sunt recunoscătoare că au venit către mine oamenii potriviți la momentul potrivit. Adică tot timpul și aș vrea să povestesc cum m-am dus într-o tabără de astrologie. Cum mi-a venit ideea să merg în tabăra aia. Efectiv mai era o săptămână să mă înscriu, deci să fie tabăra. Nu aveam cazare, nu aveam transport, nu aveam banii necesari. Pur și simplu am sunat-o pe doamna care organiza și a zis, știi prea bine că dacă e pentru tine va fi. Deci într-o zi am avut totul și mașină din orașul meu și cazarea s-a făcut un loc pentru mine. Pentru că în momentul în care îți dorești ceva, universul îți pune la picioare tot, oameni, resurse, tot ceea ce îți dorești și ce e destinat pentru tine. Păi și ce face diferența? Că așa, uite, o să vină cineva și o să ne lase un comentariu și o să zic că păi și eu vreau să ajung în Manhattan și să locuiesc acolo. Adică nu e de ajuns doar să manifestăm și să vizualizăm, trebuie să fim și conștienți de calea noastră, lucrurile se vor așeza în ritmul în care ai povestit tu, cum de altfel s-a întâmplat și la mine când am făcut trecerea spre astrologie, deși mi-a luat o grămadă, doar atunci când înțelegi tu că acolo e și calea ta, adică te aliniezi tu cu totul. Normal. Trebuie să facă parte și din menirea ta, din destinul tău, din cine ești tu. Trebuie să facă parte și din destin, într-adevăr, și confirm asta pentru că prima mea facultate a fost AS Management. N-aveam nicio legătură cu asta și am făcut facultatea asta așa, la limită am luat examenele pentru că nu-mi plăcea. Și a venit vârsta minunată de 28 de ani și a zis nenea Saturn, băi, hai, știi ceva, ia maturizează-te și stai un pic că ești pe drumul ăla greșit. Și te-a tras de o aripă așa frumos și ai început călătoria. Practic ai început de la 28 de ani, nu? Da, de la 28 de ani și e foarte interesant că eu am vrut să mă fac ghid turistic și Dumnezeu a zis, hai, lasă că o să fie acum un ghid, un anumit mic ghid pentru oameni. Adică, uite ce frumos mi-ai ridicat-o la fileu. Presupun că ți se întâmplă și ție. Toată lumea întreabă care e menirea mea. Eu am o viziune. Poate unii rezonează, poate nu. Poate alții nu. Menirea nu e una. Menirea e să faci ceva anume în funcție de hartă, cum e la tine. Trebuie să fiu ghid sau simt că trebuie să fiu ghid. N-ai fost ghid... De la început. De la început turistic. Dar uite, ești un alt fel de ghid. Și cumva, vedeți, viața are un sens așa foarte frumos și foarte liniar dacă stai să-l privești retrospectiv, îți dai seama de el. E greu atunci când ești în poveste și tot sapi și cauți, mă, dar eu unde mă duc? Dar ajungi acolo unde trebuie să te duci. Plus că, uite, poți să mergi în tabere cu astrologia, poți să organizezi de acum înainte tu tabere, poți să pleci în alte țări în retreat-uri, adică calea abia se deschide. Sunt de acord cu tine și cred că e nevoie de răbdare și să nu sărim etape, da? Adică aș fi vrut să săr peste anumite etape, dar Dumnezeu mi-a dat anumite experiențe ca să pot să înțeleg și pe ceilalți oameni, da? Când îmi vine un client în cabinet, pot să-l înțeleg că a trecut printr-o karmă mai grea, da? Și atunci mă pot pune în locul persoanei respective sau când trece printr-o rană emoțională. Uite, când e Mercur retrograd, mie mai mi se activează o rană, da? Ultimul Mercur retrograd mie mi-a dus să experimentez rana de nedreptate și de trădare. Mm-hmm. Și atunci am zis ok, mi-am luat timp pentru mine, spațiu să pot să-mi vindec aceste răni. Fiecare etapă de retrogradare mai aduce câte ceva, da? Oamenii se sperie de retrograde. Mie îmi plac. Și mie. Sunt cele mai mari etape de vindecare, mm-hmm, din punctul meu de vedere. Și atunci, Doamne ajută că vin ca să putem să ni le scoatem la suprafață, să ni le lucrăm. Pentru că nu avem cum să trecem de un anumit nivel. Ne învârtim până ne învățăm lecția respectivă. Da. Uite că tot ziceai tu de vindecare. Cum lucrăm cu vulnerabilitatea?
Păi vulnerabilitatea persoanei, eu văd efectiv omul să se lase în flow-ul acela, da? Să-și dea voie să scoată anumite etape la suprafață. Și cred că etapele astea de retrogradare aduc cele mai mari vulnerabilități și eclipsele aduc și scot butoane la... accesează butoane oamenilor, da? Și atunci dacă noi nu stăm cu noi și nu ne dăm voie să ne vedem scheliții aia din dulap, da? Și să simțim, măi, uite, am o problemă, hai să văd cum pot să o rezolv, sau sunt într-o relație karmică de 10 ani, ok, dar ești în aceeași relație, faci fix aceleași greșeli, poți afla cum să ieși din povestea aia, da? Când se termină karma respectivă. Știi cum e? Se termină pentru tine, nu se termină pentru el. Depinde. Se bagă în alta. Da. Inevitabil. Da. Sunt etape în care, evident, că experimentăm și partea asta de low energy per totală, da? Mm-hmm. Nu îmi merge bine nici pe zona de carieră, nici pe relații. În general, când ești dezechilibrat, mai greu să simți că îți vine flow-ul dintr-o parte. Te simți... Am fost și acolo. Devitalizat. Și înțeleg. Da, din cam toate punctele de vedere. Eu știi, avem noi vorba aia, băi, când vine una, vin toate. Chiar așa da, e, mi s-a întâmplat și mie și a fost minunat că a fost și nu sunt ironică, pentru că dacă nu era momentul ăla, n-aș fi fost varianta din prezent și așa se întâmplă oricum tuturor. Dar legat de partea asta de vulnerabilitate, mergem mult către copilul interior și către zona asta de primii 7 ani de acasă și relația cu mama. Exact, relația cu mama și, din punctul meu de vedere, și relația cu tatăl. Evident, dar cumva, din punct de vedere psihologic, poate relația cu mama în primii 7 ani e mai... prioritară. Da, 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 acolo se creează un pattern și un tipar. Chiar un tipar, da, și am observat și în terapie că vin clienți și dacă în copilăria lor nu au fost iubiți, da, pentru că de acolo pleacă, părinții nu au știut să le ofere iubirea necesară, atât au putut ei, nu e de judecat. Și atunci când ei devin adulți, efectiv, parcă au un gol în suflet. Nu știu cum să-și umple golul ăla și cer tot timpul se duc să ceară validare celorlalți. Da? Caută relații, caută prieteni care să le ofere acea iubire pe care nu au avut-o de la mama. Da? De ce primii 2 ani sau primul an, da? Când copilul este la sânul mamei, da? Acolo este exact legătura aia de atașament, da? Care se creează, iubirea aia necondiționată, da? Și dacă un copil nu a avut parte de ea, normal că sistemul o caută în altă parte, da? Și se duce și către dependențe, se poate duce, adică... Și punctul ăsta de vedere, tot mergând noi așa pe la terapii, pe la astrolog, pe la numerolog, peste tot unde putem, da, constelații. Se vindecă vreodată golul ăsta? Adică reușim să-l umplem cumva golul ăsta? Dacă noi nu am primit acea iubire de care aveam nevoie când eram mici, ce crezi? O rană nu se vindecă în totalitate. Asta e părerea mea. Deci rămâne acea cicatrice, dar... ajuns să trăiești cu ea și în momentul în care tu ai lucrat cu tine și ai acceptat anumite lucruri, când vine o persoană și ți accesează butonul de umilință, trădare, o anumită emoție, pe tine nu te mai afectează, da? Ok, am trăit asta, am lucrat cu mine, pot să accept că am fost și acolo. E o evoluție. Și ne oferă libertate, nu? Da, da. Și nu ne mai agață foarte mult pe zona de relații. Exact. O încredere în sine, o iubire de sine mai mare și cred că asta ne-a învățat Venus retrograd în Leu, să ne iubim și mai mult. Unii da, unii nu. Depinde de fiecare. Ideal ar fi să învățăm cu toți în același timp. Nu suntem la fel. Dar ce să faci? Suntem diferiți și ne luăm lecțiile... așa în e. Ritm propriu. Da, da, așa e.
Și partea asta, de exemplu, de conștientizare, strict psihologic vorbind, sau, mă rog, cum îmbin tu partea de psihologie și astrologie? Cum ajungem la conștientizare? Adică vorbim de un proces. Durează pentru unii un an, pentru alții doi, pentru alții trei, pentru alții șapte, opt, zece, nu știm. Ține de fiecare om în parte. Dar cum putem ajunge la partea de conștientizare? Cel puțin eu primesc foarte multe întrebări. Dom'le, cum, adică, dom'le, copilul meu interior, nu înțeleg cum, care copil interior și care, ce conștientizare. Și îmi dau seama că unele persoane sunt total defazate, adică n-au nici măcar bazele astea, pentru că n-au avut acces la informații, pentru că n-au fost în, mă rog, într-un mediu dintre ăsta mai cozy, mai deschis. De fapt, copilul interior este sufletul persoanei, da? Deci este acea părticică din el, da? Care efectiv trăiește anumite experiențe. Are, eu spun așa, în căsuța sufletului, se adună emoțiile, sentimentele, tot ceea ce trăiește omul într-o viață, în viețile anterioare și în viețile viitoare, da? Și acolo, în cufărul lui, sunt acumulate emoții și trăiri. În momentul în care te apuci de terapie sau mergi la astrolog, numerolog, tu îți afli anumite detalii despre viața ta, da? Anumite etape. Conștientizarea cum vine? Prin exercițiu cu tine, da? Lucru cu tine în fiecare zi. Eu sunt genul de terapeut care dă multe teme, clienții mei știu. Și e foarte interesant că ține de alegerile fiecăruia. Avem liber arbitru, da? Sunt oameni care decid să lucreze cu ei, alții nu, pentru că încă nu sunt pregătiți. Vin 2-3 ședințe și apoi se opresc. E perfect normal, da? Fiecare în ritmul lui. Dar sunt oameni care efectiv fac niște schimbări mari cu ei. Și asta este conștientizarea. Eu mereu le dau un exercițiu simplu. Fă-ți o poză înainte să te apuci de terapie și o poză după câteva luni cu tine, da? Sau treceți în caiet realizările tale, eșecurile, tot ceea ce vine către tine. Și faptul că li se schimbă mimica feței, nu știu, întineresc, sunt mai zâmbăreți, e o dovadă de conștientizare, pentru că sufletul râde și zâmbește. Pentru mine asta e cea mai mare validare. Bineînțeles, sufletul e și trist, da? Noi purtăm multe măști. Cel puțin în societate avem multe măști, ne pune masca ignorantului, foarte multe, da? Și momentul în care oamenii își dau jos acea armură, sunt față în față cu sufletul lor și acolo e dovada aia de vulnerabilitate. Wow, mi-am pus o oglindă astăzi, cum mă văd eu? Eu cu mine. Și mie îmi place să aduc umorul în terapii și ca o dovadă așa de bucurie, simt așa cu altă menire a mea este să bucur oamenii. Nu place să văd oamenii supărați. Eu și în tristețe nu pot să stau mult. Toată lumea, vai, nu ai stat în tristețe? Da, mi-accept tristețea, dar nu pot să stau foarte mult în ea, pentru că eu nu mă regăsesc. N-ai și tu un nod sudând săgetător? Ba da! Ce surpriză! Ba da, și atunci eu nu pot. Eu sunt cu distracția, cu bucuria, să-i fac pe oameni să zâmbească. Da, să aduce lumină. Știi, uite, poate lucrezi pe zona asta, psihologie, astrologie și duci ceva către zona și de umor. Poate te-a pus să scrii pe temele astea. Poate și din experiențe și din imaginație și așa mai departe și se dezvoltă altceva. Exact, da. Și într-adevăr îmi place mult să scriu și mi-am descoperit asta de curând. Surpriză! Nu chiar. Și pur și simplu aplic umorul, da? Deci la mine e cu umor. Uite, spuneai că tu nu poți să stai foarte mult în tristețe. De multe ori trebuie să deconstruim ca să putem să construim. Da. Și în consultații întâmpinăm tot felul de situații și în viețile noastre avem o problemă, avem o situație pe care nu avem cum să o rezolvăm pentru că nu ține de noi. Nu știu, o persoană dragă e bolnavă. N-ai ce să faci. Adică, da, efectiv, nu ai ce să faci, doar să asculți sau să fii... Să fii acolo. Acolo, fizic, moral și, nu știu, altfel, dacă se mai poate.
Și în același timp ai și foarte multe lucruri în viață foarte frumoase și foarte bune. Cum lucrăm, cum putem să lucrăm din punct de vedere terapeutic, da, psihologic, cu partea asta de mă consumă problema X, dar uite, am și super flow și super stare foarte bună din pe zona de carieră. Da, din punctul meu de vedere e foarte ok să ne creăm amintiri frumoase, da? Să petrecem mult timp cu noi, cu cei dragi. Și în momentul în care vine un eveniment traumatizant, efectiv din căsuța sufletului, să-mi accesez acea memorie, da? Acea amintire frumoasă. Wow, uite, acum 3 luni am fost într-o excursie care mi-a bucurat sufletul. Pentru că altfel vezi lucrurile, altfel poți să treci peste acea experiență, da? Nu mai te consume atât de mult, nu mai ești atât de încărcat emoțional, da? Imediat îți aduci aminte, accesezi acea emoție pozitivă, da? E normal, doliul trebuie trăit și tot felul de experiențe pe care oamenii le ai, nu avem cum, suntem oameni, da? Avem compasiune pentru cei care trec prin anumite situații, dar nu rămânem acolo mult timp, pentru că noi atunci ne scădem vibrația și nu mai putem să facem față unor anumite evenimente. Îți spun din proprie experiență că eu am fost salvator mult timp și pentru mine a fost unul dintre cele mai grele roluri. Pentru că mă epuizasem, efectiv ajunsesem la burnout când am plecat din școală și am zis ok, e nevoie să am grijă de mine. Și la fel și în cabinet, mai am uneori tendința să salvez, dar mă opresc, conștientizez, stop, acum nu este treaba ta, dar să te bați, să salvezi, să faci anumite lucruri, este experiența fiecăruia. Fiecare om trece prin etapele astea și într-o astrogramă, dacă văd că o persoană trece prin anumite evenimente, ok, spun doar ce este permis să spun, da? Simt că sunt un mic mesager și atunci eu împărtășesc ce mesaje vin în momentul acela, da? Dar nu încalc liberul arbitru, pentru că omul acela are de trecut niște experiențe, da? Și atunci el nu și-ar mai trăi anumite lucruri. Da, dar vezi, este foarte greu pe de altă parte. Unii au tendința să-și pună viața pe hold. Uite, chiar de curând am povestit cu cineva. Avea de susținut un examen foarte important, voia să facă o schimbare destul de mare în zona sa de carieră, un examen care se dă o dată pe an, este greu să-l iei. Și tot spunea că nu vreau relație, nu vreau să ies cu gașca, nu vreau să călătoresc, nu vreau să fac nimic, vreau doar să învăț să iau acest examen. Și fix discuția asta o purtam. Ok, dacă ai un lucru în viață care îți cere maximă atenție, precum acest examen, asta nu înseamnă că tu trebuie să-ți pui viața pe hold, să nu mai socializezi, să nu-ți mai faci o familie, să nu mai ieși cu prietenul tău sau cumva să simți că te închizi. Pentru că viața nu e despre o problemă sau despre o bucurie. Viața este despre a o trăi așa cum vine, cu toate așa cele. Așa noi întotdeauna în viață vom avea și situații plăcute și situații neplăcute și ca atare timpul nu va sta în loc doar că ai o situație neplăcută sau doar că ai o situație foarte bună cumva. Sunt precum pașii, știi, faci un pas, mai stai, respiri, mai faci un pas și tot așa. De asta îmi place mie astrologia, că pe mine mă scoate din zona de confort. Adică în momentul în care mă canalizez doar să muncesc, vine o retrogradă și zice, hei, ce faci aici? Mai ai nevoie și să te odihnești, da? Important sau e ai nevoie să faci niște schimbări. Nu te uiți și nu ai, adică ai simțit, sufletul tău știe, în interior, în general, știm cam ce trebuie să facem, că alegem noi să fim ignoranți, superficiali sau să ne facem că plouă și așa mai departe, e partea a doua, nu înseamnă că nu știm. Și atunci ți se arată cumva o altă cale sau efectiv nu mai poți să înaintezi la job, direcția respectivă, în relație și așa mai departe, pentru că nu ai fost sincer în primul rând cu tine. Cu tine așa și apropo de partea asta de sinceritate, când dăm altora înainte să ne dăm nouă sau când ne asumăm noi decizii pentru alții, o facem și din rolul de salvator, dar nu e și o formă de lipsă de respect aici? Ba da, e și o formă de lipsă de respect, în primul rând. De încredere.
pentru tine și pentru cel de lângă tine, da? Noi ne poziționăm în nevoia de control, las că știu eu mai bine, fac eu, te și salvez eventual. Și iau decizii pentru tine. Da, și în al doilea rând e o lipsă de respect pentru că tu crezând că îi faci un bine, de fapt îi faci un rău. Omul ăla nici nu învață lecția, nici nu-și poate asuma ceva și nici nu-și trăiește viața. Exact, exact. De aceea, tot timpul când ești într-o terapie, da, adică, spunem, relația terapeut-client, tu trebuie să fii într-o stare bună, da? Adică nu poți să te duci să proiectezi rănile tale, traumele tale și faptul că ești tu frustrat în ziua respectivă asupra clientului, da? Pentru că și omul respectiv este o oglindă. Și ce am observat așa în cabinet, că mi-au venit fix cazuri oglinzi, da? Unde de mai am eu de experimentat anumite lucruri sau cazuri pe care cu anumite răni emoționale pe care eu mi le-am vindecat și atunci eu puteam să fiu în rolul acesta de observator, da? Pur și simplu doar să-i ascult și să fiu acolo cu empatia, cu blândețea. Dar asta e ține de experiență, da? Prima mea ședință terapeutică aveam emoții mai mari decât clientul, da? Nu cred că ar fi fost ok să fiu terapeut la 18 ani, adică... N-aveai cum, vorbim despre experiență, asta e ceea ce face sub diferența. De aceea totul în viață are niște leiere, niște etape, niște scări. O e frumos, treptat de la etajul 1 la etajul 9, n-ai cum să ajungi la etajul 9 și să te erigezi într-un profesor emerit. Nu merge. Vrei, dar nu merge. Da. Visează, țintește, dorește-ți să ajungi acolo, fă tot ce poți să faci să ajungi acolo, dar urmează pași. Și ca terapeut și eu mă duc să-mi lucrez rănile emoționale cu alți colegi de-ai mei, că nu am cum, mi se accesează butonelul, ce fac, e omul în fața mea, nu stai așa puțin că mi s-a accesat, să plâng puțin, iau eu șervețelele. Nu e despre asta, ține, tot timpul îți faci o evaluare a ta, da, sau... Sunt zile în care nu simt să fac terapie. Anunț, da, cu câteva zile, uite, nu anulăm ședința de data asta, da? Adică nu pun presiune, pentru că nu aș da din prea plinul meu, aș da din golul meu și nu este ok. Cum dăm din golul nostru? Din golul nostru dăm când suntem obosiți, când suntem furioși, când suntem triști, pur și simplu... Dăm emoții negative, nu mai dăm pozitive, da? Nu putem, nu avem capacitate să susținem spațiul respectiv. Și din prea plin? Din prea plin dăm bucurie, optimism, veselie. Emoțiile pozitive. Primim ce oferim? O, ce întrebare! Da, aici e nevoie să fie o balanță. Mult timp n-am știut să primesc. Încă mai am în anumite situații partea asta de a primi. De asta am avut mulți ani în rolul de salvator, pentru că am dăruit foarte mult și primeam. Ok, și oamenii care se uită acum la noi, cum să lucreze? Uite, tu ai experimentat zona asta de a învăța echilibrul. Echilibrul, din punctul meu de vedere, e iubirea de sine, da? Și în fiecare zi trebuie să-ți dai doza aia zilnică de iubire, cum o numesc eu. Faptul că ți-ai timp de relaxare, că te bucuri de o cafea, tu cu tine sau cu cineva drag, faci o plimbare, îmbrățișezi un copăcel, suni pe cineva drag, ține de încărcarea rezervorului, da? Mhm. Și în momentul în care tu ai rezervorul plin, poți să și oferi și nici nu ți-l golești, da? Pentru că știi că de fiecare dată se reîncarcă și nu mai ai frustrarea că nu primești. E un schimb de energie. E un schimb de energie, da, da. Dar cum nu întotdeauna totul este în echilibru și de multe ori dăm mai mult sau acceptăm să primim mai puțin, mai apare și zona asta, știi, de... Băi, eu sufăr, nu mi-e bine și totuși nu pot pleca din relații. Uite, vorbeai mai devreme de relațiile karmice.
Cum să abordăm într-un mod sănătos, emoțional, partea asta de relație karmică? Pentru că oamenii au tendința să creadă că dacă sunt într-o relație karmică, gata, acolo trebuie să rămână toată viața. Da, partea asta de relații, din punctul meu de vedere, e o școală pe pământ. La fel, cred că ține de experiență și la un moment dat să-ți dai seama că așa da, așa nu. Să faci alegeri, da? Dacă nu te simți bine în relația aia, în care un om nu-ți validează emoțiile, efectiv nu te face să zâmbești, nu-ți împărtășești aceleași emoții, să stai așa mult timp, clar te golești emoțional. Și practic ajungi să dai din gol. Și ajungi să dai din gol. Da, da. Și totuși sunt oameni care, vezi, nu reușesc să plece din aceste relații. Și timp să rămână în agresivitate, în pasivă agresivitate. Pentru că le este familiar acest rol. Pentru că probabil în copilăria lor au avut parte de părinți care au fost în conflict, au fost agresivi. Și atunci ce a învățat copilul care a văzut acest conflict în familie? Că doar așa poate trăi și el. Este un pattern care se repetă. Copy-paste. Ce lecție nu ți-ai învățat-o, ți se repetă. Cu 10 parteneri se schimbă doar partenerul, dar lecția rămâne. Mm-hmm. Și pe zona asta de relații karmice, ai întâlnit așa povești aparte în experiența ta de psiholog, da, astrolog? Am întâlnit. Crezi că le poți împărtăși? Am întâlnit relații în care erau de mulți ani, 14 ani, 20 sau 7 ani, da, în care efectiv rămâneau acolo pentru copil. Deci ei aveau vieți separate și rămâneau decât pentru copil. Au rămas în relație doar pentru copil, deși copiii simt și știu lucrul acesta, da? Și efectiv, iar s-a perpetuat ceva. Copilul ce a învățat? Că mami și tati, chiar dacă se ceartă, ei rămân împreună. E un rău mai mare să rămâi într-o relație toxică pentru copil sau, da, e un rău necesar, să zicem așa? Din punctul meu de vedere, nu este sănătos, nici fizic, nici emoțional, să rămâi într-o astfel de relație. Bineînțeles, acolo depinde și ce lecție are de învățat copilul, că poate și-a ales la nivel de suflet să experimenteze această lecție. Da? Deci fiecare suflet alege. Când vorbim de suflet, normal că nu e ca și cum te uiți la o planetă din hartă, te uiți la tot. Tot, dar lucrând cu zona asta relațional, emoțional, la ce te uiți, la Chiron, adică la ce te uiți prima dată când vorbim de rană emoțională, tu? Sau la cum Chiron le combini? Mă uit, la Chiron, da, și efectiv acolo se vede rana persoanei din alte vieți și din viața asta. Mm-hmm. Eu n-aș mai pune atât de mult accent pe viețile anterioare. Până la urma urmei trăiești în prezent, ești în viața aceasta. Ok, e normal să-ți afli și anumite situații cu care te-ai confruntat. Predispoziții, pentru că încă le trăiești. Da, exact. Dar hai să trăim prezentul, că așa toți am fost prinți, prințese, regi. Dar ce ne ajută că am fost în altă viață asemenea personaje? În viața asta ești tu cu tine. Hai să vedem ce facem de acum încolo, da? Uh-huh. Și cum ajungem la autenticitate? Acceptându-ți trecutul. Din viața asta mă refer. Da, da, normal. Deci, efectiv, îți accepti. Aud oameni care spun, vreau să-mi șterg trecutul. Adică nu. Vrei să mai repezi lecția sau cum? Nu. Efectiv, accepti că ai trăit anumite experiențe pentru că te-au adus aici, în punctul ăsta. Eu sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit, da? Deci viața m-a dus în anumite etape în care am trăit tot ce se putea trăi. Și voi mai trăi, asta e clar, dar cum te poziționezi tu în experiențele alea, da? Adică dacă ești super stresat sau judeci sau te ceri cu Dumnezeu, de ce mi se întâmplă asta? Mai mult îți accentuezi starea de tristețe, de furie. Ok, hai să vedem, accept, mă
confrunt cu situația asta? Ce soluție am mai departe? Sunt niște etape prin care trecem atunci când nu ne e bine. Partea de agresivitate, de furie, în fine, e un proces destul de lung până ajung la acceptare. Normal. Ce fel de terapii crezi că ne-ar putea ajuta să ne echilibrăm într-un mod mai rapid? Sau există această posibilitate de a ajunge la echilibru mai rapid? Cred că toate terapiile. Deci pentru fiecare persoană funcționează anumite terapii, da? Pentru anumite persoane constelațiile, anumite persoane se duc către astrologie, numerologie, psihoterapie. Sunt multe arii, da? Cred că omul experimentează, da? Ok, eu spun din proprie experiență. Eu am încercat foarte multe terapii. Dar dacă tu nu le aplici în viața ta, poți să faci 1000 de cursuri. Aplică-le, ok, lucrez cu corpul astăzi, lucrez cu relaxarea, cu yoga, cu... Dar aplică-le, e vorba de o constanță, da? În fiecare zi să lucrez cu mine. E ca o rugăciune pe care o faci un anumit număr de zile, da? Dacă ai uitat o zi, te apuci de la capăt. La fel și lucru cu tine. Observ și în terapie, sunt clienți care lucrează cu ei o lună, apoi au văzut că au anumite schimbări și se opresc. Nu mai continuă. Cu toate că diamantul trebuie și lefuit mai mult timp ca să-ți acceseze anumite resurse, nu o zi. Terapie o lună, poate vreți să vorbim de ani. Exact. Da. Adică nu putem să avem niște rezultate așa instant. Ne-am dori. Nevoie de răbdare. Cum învățăm răbdarea? Deci, mă întreb pe mine de răbdare. Stați așa că vreau să știu, ai găsit-o? O luăm de undeva? Cum învățăm răbdarea? Mai ales dacă, uite, tu în harta natală ai un pattern dintre ăsta de vum, 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 repede, 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 repede. Da, eu consider că sunt o persoană care pentru mine ar fi trebuit să ieri, dacă ar fi putut să fie. La fel, cred că experiență, da? Și cu cât ți se activează anumite butoane, da? Cel puțin pe Mercur retrograd, eu sunt așa vulcan, să învăț răbdarea, să-mi dau pauze. Reușești să-ți dai pauze? E disciplinată? Nu tot timpul, dar da, sunt etape în care pun limite, cel puțin pe partea asta de clienți. Nu răspund după o anumită oră la telefon, în weekenduri. Mai ești tu viața, adică? Da, în weekenduri nu lucrez, adică mi-au timpul pentru mine. Avem nevoie, da? Adică nu avem cum să fim roboței. Ce e fericirea? Pentru mine, bucuria sufletului. Faptul că în fiecare zi îmi găsesc așa un motiv de a mă trezi, de a fi recunoscătoare, de a zâmbi, de a îmbrățișa oamenii, de a face lucruri pentru sufletul meu. Și un om care e în cea mai neagră perioadă a vieții, cum poate să ajungă un pic să mai vadă lumința de la capătul tunelului, adică să mai primească așa un pic de speranță că mai poate fi fericit? Pentru că știm că sunt momente alea în care ești atât de demoralizat încât nu mai ai chef nici să trăiești. Avem noi expresia asta cam dark așa, dar o avem. Din punctul meu de vedere, conexiunea cu divinitatea. Când am momente în care plâng cu lacrimi de crocodil. Și e foarte bine că le avem. Da, exprimăm emoțiile. E foarte emoțiile. Bine că le avem, pentru că dacă nu ne-am scoate emoțiile, am bubui, da? Nu te lasă Dumnezeu. Deci, efectiv, când am stările mele de tristețe, mai primesc, nu știu, apare o melodie care mă îmbucură sufletul, mai vine o persoană, mi înseninează ziua, adică, efectiv, Dumnezeu îți trimite anumite mesaje, da? Băi, sunt aici, nu, Dumnezeu nu ne vrea triști, da? Și supărați și în depresie și în tristețe, da? De asta, imediat să schimbăm tristețea, ok, sunt trist, e normal, dar ieșim din poveste, nu stăm o lună, două, trei, sub nicio formă. Sunt oameni care stau ani pentru că au nevoie de acest proces. Așa e. Ideal să nu stăm. Știi că la un moment dat apare și frustrarea asta pe care am trăit-o și eu în viața mea când am început terapie. Nu, dom'le, dar de ce așa? Dar de ce nu se poate invers? Adică, vezi, ideea asta să nu stăm în acea emoție. Atât de mult timp, da, nu să nu stăm. Da. E foarte bine să ne focusăm, să încercăm
să o trăim și să plecăm. Adică e cursul vieții, oricum se va ajunge. Dar este foarte frustrant în momentul când tu ești trist, plâns, ți-ai pierdut un om drag din viață, să nu fii trist și să mai vii și cu partea depresiune, hai să nu fiu trist. Și aici cum lucrăm cu procesul ăsta? Adică cum, care sunt pașii pe care am putea să-i faci ușurel, ușurel să ieșim din zona asta? În primul rând, să-ți dai voie să fii, da, ok, sunt în tristețea respectivă, în emoția respectivă. Apoi să faci pași mici, da? Orice emoție e nevoie să te expui, da? Hai să vedem, hai să beau un pahar cu apă. Cum mă simt? Tot timpul să-ți pui întrebările, da? Să mănânc ceva sau să-mi aduc aminte ce îmi plăcea să fac înainte să fiu trist. Ce mi-aducea starea mea de bucurie, da? Că nu ești toată viața trist, da? Ai avut și momente de bucurie, de fericire, da? Tot timpul să-ți accesezi acea emoție de bucurie. De fapt, tristețea, depresia, anxietatea înseamnă o deconectare de la Dumnezeu. Momentul în care noi nu mai suntem în conexiune cu divinitatea, efectiv, canalul de lumină se întrerupe. Pentru că noi nu avem încredere că Dumnezeu are un plan pentru noi, da? Și nu mai e conexiunea aia. Suntem acolo în întuneric. Și în momentul când te conectezi la divinitate, că e Dumnezeu, că e Univers, da, că fiecare cum crede, începi să îți crești vibrația, să îți crești energia? Da. Da. Ce rol are rugăciunea? Te duce dincolo de planul ăsta. Efectiv, rugăciunea ta. Uh-huh. Tu cu tine, tu cu Dumnezeu, cu Dumnezeul din tine, da? Și din ceilalți. Momentul în care o persoană se roagă, efectiv, sufletul lui renaște, da? E altceva. Pentru că puterea cuvântului e foarte mare. Și momentul în care spui, Doamne, ajută-mă, vin soluțiile. De ce puterea colectivă, rugăciunea colectivă are un asemenea impact? Pentru că sunt oameni care se roagă pentru aceeași situație. De fapt, nu trebuie să facem nimic, trebuie să fim. Suntem, dar nu prea știi cum e. Și nu că sunt eu pragmatică, că sunt și destul de ezoterică, dar e mult de lucrat în spate ca să putem să ajungem la trebuie să fim. Este, dar cred că e nevoie să avem și așa grăunță de credință și de speranță, da? Cum spune toată lumea, speranța moare ultima. Măi, din adâncul acela, din întunericul ăla, măi, hai că există și o luminiță, da? Mergi tunelul ăla. Sigur există. Da, sunt de acord cu tine. Întotdeauna va fi lumină undeva. Întotdeauna, dacă vrem să o vedem, o să o vedem. Dar zâmbeam pentru că, vezi tu, speranța uneori poate să facă și la fel de mult rău. Da. Da. Și aici cum intervenim noi? Cum distingem de speranța aia care e bună și ne duce pe un drum către luminiță de la capătul tunelului și speranța care ne ține ancorați într-o poveste care... Tot timpul e nevoie să-ți asculți intuiția, da? Când ai de luat o decizie, când te confrunți cu o situație, băi, hai să vedem, primul meu gând ce e, ce îmi transmite sau, ok, nu mă descurc singur, da? Sunt la început de drum. Există atâția oameni care mă pot ajuta. Partea asta de dezvoltare personală e deja un trend, da? Nu neapărat să te duci la o terapie. Cauți pe net, citești cărți, sunt tot felul de materiale, da, asculți un podcast, deci e o paletă mare. Oamenii nu știu să ceară ajutor. Mm-hmm. Atât de mult pun presiune pe ei, doar să facă, că își rezolvă ei singuri problemele, până ajung într-un punct în care deja mulți se duc către psihiatrie, din păcate.
Da, vezi, e o luptă dintre asta interioară profundă. A sufletului, da. Da, și unii nici nu-și dau seama că e atât de greu și de dureros, pentru că devine o obișnuință. Da. Și au senzația că fac față, e ok, lasă că m-am obișnuit, până când, Doamne ferește, cedează psihic, fizic. Și atunci vine viața și zice stop, că nu mai e drumul. Precum întoarcerea lui Saturn, întoarcerea lui Uranus, diverse, întoarcerea nodurilor, da. Inversarea nodurilor, în fine. Noi în astrologie reușim să detectăm etapele astea. Și că tot vorbeam așa de astrologie și de momente importante. Uite, hai să vorbim despre Revoluția Solară. Tu îți calculezi Revoluția Solară, ți-o alegi sau doar ți-o calculezi? Că e o diferență. Eu o abordez diferit. Cred că toată lumea, nu doar eu, toți astrologii. Sincer, uite, mi-ai ridicat așa interesant întrebarea. Mi-am calculat-o, nu mi-am ales-o, dar anul viitor mi-o aleg, promit. Să vă explicăm și ce înseamnă, care e diferența dintre ați-o calcula și ați alege. Revoluția Solară este o hartă pe care o primim atunci când este ziua noastră de naștere, deci vorbim despre un an astrologic. Și îți poți calcula Revoluția Solară știind că în ziua, aspectele, da. Da, în ziua respectivă ești acasă cu familia, deci clar în orașul în care locuiești, și așa se calculează, se face pe baza hărții natale, sau îți alegi să îți calculezi Revoluția Solară plecând în alte orașe ale lumii, nu în România. Da, România e o țară micuță și nu se schimbă foarte... Nu se schimbă, nu. Mă rog, nu se schimbă. Eu de foarte mulți ani îmi calculez, evident, ca orice astrolog, Revoluția Solară și mă uit pe hartă, mi-aleg mai multe locații, mai multe orașe, cu mult timp înainte să am și bani, să-mi strâng bani unde vreau să plec și ce vreau să fac. Și mi-o calculez și țin foarte mult cont de Revoluția Solară, dar am observat că sunt ani în care lucrezi intens și ani în care nu se simte Revoluția Solară. Tu ce ai observat? Oh, deci de când am început să-mi calculez Revoluția Solară, pentru mine a fost așa o surpriză mare, cel puțin pe zona asta, ce am avut de experimentat pe zona de ascendent din anul respectiv, pentru că ascendentul nu ni se schimbă, rămâne cel natal. Dar în anul respectiv avem un ascendent. De la ziua ta de naștere pe un an de zile. Da. Și se schimbă tot în hartă, adică nu mai are legătură harta Revoluției Solare cu harta natală. Sunt două lucruri diferite. Dar harta Revoluției Solare este valabilă doar un an de zile. Așa e. Are influență, evident, în viața ta, dar nu e ca și cum o să schimbi destinul și o să schimbi viața și tu nu o să mai ai de făcut lucrurile pe care le ai în harta natală, cea care e de bază. Dar mai primim informații. Așa, și... 2 ani la rând, pentru că nu mi-am învățat niște lecții cu un anumit ascendent. Zine. Fecioară. Am avut ascendentul fecioară. Deci a fost ceva... Tu având ascendent rac. Rac. Am ascendent super. Rac, da. Super! Și hai să experimentez ascendentul fecioară, da? Cum cu calități simțit? Și defecte. A trebuit să-mi lucrez criticismul. Deci mi s-a activat... Constructiv sau constructiv, cum? Da. Deci, față de tine? Față de mine, că eu pun multă presiune pe mine, dar și față de ceilalți. Mă trezeam că judec oameni, zic, wow, zic, ce e asta? Perfecționismul, da, să fac perfect, să fac lucrurile ca la carte, m-a ajutat foarte mult atenția la detalii, deci ca și calitate m-a ajutat mult în profesie, în viața mea. Partea asta de vindecare, da, pentru că fecioara are legătură cu vindecarea, cu corpului, da, și-a oferit vindecare, vindecare celorlalți. Și pentru că mi-am învățat lecțiile, anul ăsta am alt ascendent. Sper. Da. Da, 2 ani, a zis ai Dumnezeu. Fost șefă. Da, șefă, da. Dragilor, haideți să vă povestesc un pic, că aș vrea să fiu și logică coerentă. Harta Revoluției Solare se calculează pe baza hărții natale. Da. Și se va calcula în funcție de localitatea în care te afli de ziua de naștere. De aceea este important să spui unde ai petrecut, exact, așa se calculează, da, ai petrecut ziua de naștere și de aceea poți să-ți alegi harta Revoluției Solare pentru că pleci în alt oraș.
La mine a fost pe Vărsător. Da, pe Astron mult și uite că s-a simțit vibe-ul. Da, vibe-ul, aportul pe care l-am adus și în viața mea și în viața altora și cât am studiat, cât am lucrat eu cu mine, dar am ținut foarte, foarte mult în Revoluția Solară câteva aspecte. Acum nu vă gândiți că dacă ne alegem Revoluția Solară o să avem un an senzațional. Vii la astrolog și o să spună, uite, pe zona de carieră orașul X, Hong Kong, e minunat, pe zona de relații te duci în Roma. Da. Cumva alegi, adică nu primești harta perfectă și eu am ales și tu ai ales mai departe. Dar este foarte drăguț să-ți calculezi Revoluția Solară. Nu este obligatoriu să o calculezi de ziua de naștere. Se ridică oricând. Adică tu poți să ai o lună de zile până în ziua ta de naștere și totuși cea de anul trecut este valabilă și Și se completează. Da, dacă simți nevoia de informații, astrologul o poate ridica, poate să-și să se uite, să-ți mai dea, nu știu, diverse răspunsuri. Repere, lucruri. Că noi nu lucrăm doar cu Revoluția Solară, lucrăm și cu progresii, și cu profecții, și cu harta natală, și cu tranzite, lucrăm cu toate. Cu toate, ori inclusiv. Da. Unii lucrează cu anumite lucruri, alții nu abordează, uite, profecțiile de fel. Foarte puțin am observat. Mie îmi place să mă uit, că știu în ce an sunt. Dar trebuie să stai mult să lucrezi și să investighezi. Și acum că tot venim cu 2024, practic intrăm așa într-o altă energie, se vor schimba foarte multe lucruri, le simțim, le-am simțit din 2023, clar. Dar suntem mai cu zvâc, nu? Tu ai simțit schimbările în ultimele 6 luni? Am simțit. De când a început nodul nord în berbec, nodul sud în balanță, a fost așa, totul pe repede înainte mi s-a părut, adică toate se schimbă, cel puțin eu nu prea mai îmi fac planuri. Păi e minunat, trăim în prezent, da, pentru că berbecul vrea independență, vrea curaj. Nu, cu berbecul nu prea te joci, balanța vrea echilibru și atunci e nevoie să se echilibreze puțin lucrurile. De asta sunt atât de multe conflicte, în primul rând în oameni, da? În interiorul lor. Da, uite, ai văzut, normal că ai văzut, când analizăm o hartă natală, apar foarte multe contradicții. La anumite aspecte, Doamne, ești genial, ești minunat, ești atent la detalii, ești senzație. Te uiți la un alt aspect. Stai puțin că nu ești disciplinat. Stai că nu-i bine. Și cumva apar perioade în viață în care prin tranzite putem detecta când experimentezi tu partea de atenție către detalii, de organizare, de, mă rog, a te așeza mai cu picioarele pe pământ. Vedem și cealaltă latură când ești un pic mai energic, mai. Da, vrei totul mai pe repede înainte, adică întotdeauna vom avea contradicții în interior și vine partea aia, suflet, minte, cum le echilibrăm, că aceasta este întrebarea minunată, cum lucrăm. Da, deci cred că e nevoie să facem de multe ori mintea să tacă, da, dacă tot timpul ne băgăm doar în a face, da, uităm să fim. Și atunci dacă noi nu avem echilibrat femininul cu masculinul, ok, masculin vrea să facă, să acționeze, da? Cam asta, cam vrea berbecul, curajul ăla. Dar balanța fiind mai feminină, vrea să stăm mai mult cu noi, să ne bucurăm mai mult de sufletul nostru și să echilibrăm puțin lucrurile, fiind guvernată și de Venus, da? Și atunci e o contradicție între feminin și masculin acolo. E o luptă de putere. E o luptă de putere, exact, da. Cei doi iubiți. Da, care azi se ceartă, mâine se împacă, da? Sunt pasionali. Exact, da. Nu faceți așa. Faceți, dar nu așa. Nu așa, da. Și atunci, fiecare zodie având anumite calități și defecte, tu trebuie să le descoperi și la tine, în viața ta. Și hai să vedem astăzi ce accesez. Ok, accesez curajul, da, că am ceva de făcut, de acționat, dar mâine accesez blândețea. Ține mult de suflet. Noi nu ne ascultăm sufletul și când plecăm într-o călătorie, mai dacă ai văzut că ai avut anumite piedici să ajungi în destinația aia, păi e clar că Dumnezeu ți-a dat niște semne și sufletul tău ți-a zis, ok,
dacă ai de experimentat anumite situații, acolo n-ai liber arbitru și se întâmplă, sunt, da? Sunt momentele pe care nu le poți, exact, evita. Nu le poți evita. Și uite cum e 36-37 de ani. Exact. Atunci dai, exact, un test, dai o probă și vezi, ești unde trebuie. Sau mă rog, 27, 28, 29. Exact. Da, da. Sunt momente când se mai... 54-56. Da, se mai trage o liniuță. Așa e. Asta, alegerea, da? Ce aleg astăzi? Dar mă uit și la semne. Nu mă duc chiar ca berbecul cu capul înainte, da? Mai trag și un pic frâna. Ai văzut tu berbecul cu frâna de mână? Că eu nu. Nici eu. Și sunt prietenă cu berbecul, știu ce înseamnă berbec. Dar de la berbec putem să luăm curajul, da? Încrederea în sine, pasiunea lui. Putem să ameliorăm anumite lucruri, impulsivitatea lui. Dar, băi, ok, accesez curajul astăzi. Ce am de făcut? Păi, am de făcut ceva important. Aici vorbim și de motivație și de disciplină și de dorință lucru și noi, de, da, lucru interior. Cum trăim noi în prezent? Păi, da, bună întrebare. Din experiența mea am observat că dacă nu trăiesc în prezent, mă duc mult în control și în viitor, da? Să controlez lucrurile. În prezent trăiesc în momentul în care mă trezesc și sunt recunoscătoare că a mai venit o zi în viața mea și că sunt sănătoasă, că văd, aud, merg, da? Mult pe recunoștință am lucrat eu, uh-huh, din experiența mea ca să pot să accesez starea de prezență. Zona asta pe mine m-a ajutat. Și faptul să nu controlez, cu cât mă încrâncenez să controlez ceva, mai mult mi se pun anumite piedici. Și nu mai reușești să ieși de acolo? Nu. Reușești, da? E mai greu. Să lași pe Dumnezeu să conducă viața ta. Să fii înțelept, adică? Da, și să fii mână în mână cu El, adică conexiunea aia de care toată lumea spune, da? De multe ori noi uităm, dar uităm de noi, că Dumnezeu se află în noi, da? Și atunci ajungi la o anumită vârstă și te întrebi, păi, dar n-am făcut nimic cu viața mea. Cu ce planetă îți place să lucrezi cel mai mult? Adică dacă ai... Planeta mea preferată. Da, uite, planeta preferată. Ai o planetă preferată? Deci Mercur, de ce ai planetă și Luna. Și Luna. Pe mine mă ajută foarte mult partea asta de lună plină, lună nouă. Uh-huh. Pentru că atunci cred că sunt mult mai prezent în viața mea. Și mă reîntorc la sufletul meu, da? Deci Luna pe mine mă ajută să fac anumite lucruri, da? Când e lună plină, curățenie, eliberez lucruri. Când e lună nouă, îmi pun noi intenții. Faci lună de lună lucrul ăsta? O, da. Da? Da, chiar da. Și prin atelierele pe care le fac cu oamenii. Eu le-am numit mai mult ateliere de terapie de grup. Uh-huh. Pentru că mă pliez pe temele pe care le-au de lucrat oamenii la momentul respectiv. Uh-huh. Da? Și lucrăm efectiv exerciții terapeutice combinși cu astrologia. Și chiar oamenii lucrează cu ei, adică au rezultate. Păi da, dacă e un atelier, normal, cum a venit, stă 3 ore, 5 ore, lucrează și, da, a luat informația, a intrat în energie, chiar dacă el se duce, apoi face mâncare, spală, calcă, energia rămâne. Da, da. Și e foarte important și modul în care transmiți o informație cu o anumită încărcătură energetică. Iarăși, e ceva despre care nu discutăm, dar contează intenția, da, și energia din care a pornit acea, așa, informație care a venit către tine. De aceea și în discuțiile unul la unul cu oameni, ei vor primi fix informațiile de care au nevoie, pentru că tu ca astrolog poți să-i spui foarte multe și el să nu înțeleagă, uh-huh, înțelege după 3, 5, 10 luni, un an sau poate ani, cum se întâmplă în cazul unora. Alții efectiv nu aud, e blank și nu trebuia să o primească. Mi s-a întâmplat și mie, e ok și ție și... Da. Normal. Și titurări. Așa, și zi-mi cu Mercur. Îți place să lucrezi cu Mercur? Mercur și am descoperit că mai îmi place și Saturn. Cred că pe mine m-a ajutat mult să-mi schimb viața. Mercur îmi place, nu știu,
mă scoate din zona de confort și găsesc umorul ăla, da? Să lucrez cu umor când e Mercur retrograd. Îmi dă mie vibe-ul ăla. Iar e Mercur retrograd. Păi nu ai mai harta de... retrograd să-l ai mereu? Nu l-am retrograd. N-ai avut norocul ăsta. Da. E foarte fain să ai un Mercur retrograd și nu glumesc. Da. În hartă. Dacă știi să lucrezi cu el, altfel... Altfel înveți să lucrezi cu el. E un pic acolo de lucrat un proces, dar se ajunge așa și există și o planetă așa de care ți-e un pic teamă. Mi-a fost de Saturn, că l-am retrograd și a fost intens, dar cred că nu mai mă surprind atât de mult ca la început. Adică... Și Pluto mai, la Pluto mai are așa, gândeam, da, zic, da, da, cred da, că da, nu te-ai împrietenit da. Cu Pluto sau n-ai trăit ceva cu Pluto. Am trăit cu Pluto că l-am la gradul de urgență și atunci mă bagă în adâncuri și n-am liber arbitru. Deci trăiesc experiențe pe care nu mi le pot descifra, da, da, dar e ok, nici nu trebuie să-mi pun întrebări, le trăiesc și punct. Te duci cu ele. Da, da. Cât de greu ți-a fost să te lași dusă de viață? Pe lângă că ți-a luat 28 de ani, asta am înțeles-o. Măi, m-a ajutat tot timpul motivația. Mi-a fost greu să ies din... să învăț control, adică să mă las detașată. Aici am avut mult de lucrat cu mine. Cum înveți detașarea? Uite, întrebare de nota 1000. Și eu vreau să aflu. Detașarea, eu zic, o înveți în fiecare zi. Da. Pot să zic că eu sunt genul de om care am deținut controlul mereu. Adică să fac eu, să fac eu și pentru ceilalți, da, salvatorul. Și mă gândeam, da, tot timpul aveam scenariile astea, gândurile, da, multe gânduri, da, eram mult în minte. Erai în viitor. Da. Erai da. În anxietate. Exact, exact. Și atunci... Păi, dar de ce să mai dețin controlul? Și mi se schimbau planurile de la o zi la alta. Chiar înainte de ziua mea de naștere am experimentat. Într-o săptămână pot să spun că mi s-a schimbat transportul, cred că de 6 ori. Și eram... ok. Și deci pur și simplu m-am lăsat în flow-ul ăla, da? Bineînțeles că am plecat cu altceva, dar am ales în momentul ăla. Anulez tot și fac ce vrea sufletul meu, da? Pentru că nu era o variantă a sufletului. Era o variantă dictată de către ceilalți, da? Presiunea oamenilor. În momentul în care sunt oameni care pun presiune pe tine, tu nu mai îți asculți sufletul. Gura lumii, cum o numesc eu. Apare peste tot. Și gura lumii e ok. Important. Acceptăm, da. Da, important e să știi să lucrezi tu cu tine și nu e ca și cum rămâi imun. Dar tu să știi cine ești în interior, exact. Și care sunt nevoile reale, să ajungi la autenticitate, că acolo e esența. Să avem răbdare să ajungem acolo, că e un proces foarte lung. Și... Uite, mai vine o întrebare acum și nu pot să trec pe lângă ea, că trebuie. Care crezi că e cea mai mare rană emoțională pe care o poate trăi un om? Că tu vii din zona și de psihoterapie, știi, și putem să le îmbinăm. Le avem pe toate. Deci nu există om fără rane emoționale, toate. Din punctul meu de vedere, umilința e cea mai puternică rană care poate afecta sufletul, da? Ok, trădarea, abandonul, respingerea. În momentul în care ești umilit, ești acolo jos, da? Este cea mai de vibrația joasă, da? Cea mai joasă rană din punctul meu de vedere. Cred că le conține pe toate, da? Deci te-a și trădat, te-a și respins, te-a și abandonat, te-a și nedreptățit, te-a mai și expus, da? Deci ce mai poate fi mai rău de atât? Umilința, da? Și cred că cea mai grea etapă este a femeilor abuzate. Acolo e umilința, da? Fizică, emoțională, psihică. Momentul în care deja ai acceptat abuzul, clar
trăiești și rana asta și parcă nu poți să ieși, da, singur, ai nevoie de ajutor. Da, și e dificilă situația, dar există lumința de la capătul tunelului. Într-o formă sau alta... Așa e. Ea e acolo. Doar să ai încredere să cauți și să încerci și să vezi cum poți să ajungi la ea. Și lucrurile astea se pot vedea și cu ajutorul unei hărți natale, mă rog, a predicțiilor, adică niște informații primești, ce alegi și poți să faci, o să vezi. În ține concret, de tine, știi, da. Ține de tine. Mihaela, mulțumesc. Foarte lină și blând așa discuția noastră. Mi-a plăcut așa caldă, știi, cu diverse exemple și cu ambina partea asta de psihologie, empatie cu partea de astrologie. Mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii, revenim și cu drag vă răspundem. Mulțumim frumos pentru prezență. Mulțumim. Seară faină. Zunivers Podcasts.